Sunt Voiculescu Teodora, elev în clasa 8-a și reprezint școala gimnazială Marin Preda din Pitești. Ne mândrim cu toate premiile și medaliile obținute la diferitele concursuri de toate vârstele, dar astăzi nu este vorba de acestea. Astăzi, 30 ianuarie, este vorba despre non-violența în școli și licee. Aș vrea să ascultăm pe câțiva dintre elevii acestei școli, spunându-ne ce este bine și ce nu să facem, nu doar în această zi, și pe tot parcursul anilor. Mi s-a dat la școală ca temă de gândire să fac un clip despre ce înseamnă violență și cum să stopăm asta. Dar, oare ajută la ceva? Dacă fac acest clip, va schimba ceva? Va aduce pe drumul cel bun toate generațiile posibile și imposibile din prezent sau viitor să fie mult mai ok cu toată lumea? Asta nu se știe. Sunt doar un om inofensiv, dar consider că nu este indicată violența în școli, în primul rând pentru că nu numai că rămânesc cu răni fizice, ci și emoționale. Și, din păcate, copiii sunt cel mai mult hărțuiți la școală sau chiar acasă de către părinții lor. Acest lucru nu este deloc benefic nici pentru ei, nici pentru următoarea generație care vine după acești copii. Asta am avut de zis. Eu mă numesc Martinescu Alexa, sunt de la clasa 6B din școala gimnazială Marin Preda Pitești. Astăzi voi vorbi despre opusul violenței, adică non-violența, deoarece pe 30 ianuarie este Ziua Internațională a Non-Violenței. Și aș vrea să fac o observație, deoarece violența se întâmplă acum cât mai des în școli și practic, noi creăm violența. Noi prin acțiunile noastre. Adică noi trebuie să ne gândim că și noi ni s-ar putea întâmpla. Sau să ne gândim perspectiva celui care produce violența. Poate a avut o traumă, poate s-a întâmplat ceva în trecut care l-a afectat în prezent. Sau oricare dintre aceste variante. Și să discutăm cu cei care produc violența și cu cei care au avut parte de violență. Pentru că dacă nu îi ajutăm pe cei care au avut parte de violență, pot ajunge și ei cu traume și după aceea să fie ei cei care produc violența. Și tot așa. De aceea eu cred că non-violența ar trebui să fie des întâlnită în școală. Mă numesc Constantina Alexa, sunt în clasa 6B la școala gimnazială Marin Preda. Și astăzi o să vorbesc despre bullying și despre părerea mea despre bullying. Nu este bine să facem bullying deoarece mulți copii au parte de așa ceva în prezent și haideți să ne punem în locul lor, adică v-ar plăcea ca majoritatea copiilor din școala voastră să vină la voi și să-și bată joc de tine, să râdă de cum te îmbraci, de cum arăți, să facă să aplice violența fizică sau violența psihică asupra ta, nu te-ai simți bine. Și mulți copii nu, cum să zic, dar nimeni nu se gândește că mulți copii pot rămâne cu traume din cauza bullying-ului. Acum, haideți să ne punem și locul celorlalți, cei care produc bullying-ul asupra celorlalți copii. Probabil că acei copii au avut parte de așa ceva acasă la ei, adică părinții lor au aplicat violența fizică sau violența psihică asupra lor, și probabil că copilul ce vede la părinte, normal că știe, crede că e bine să facă și el aceeași chestie altor copii. Da, și aceasta este părerea mea despre bullying, despre non-violență, stop bullying. Bună ziua, mă numesc Neda Elena Valentina și am 13 ani. Violența pentru mine înseamnă arma celor slabi. În violență, cuvintele rănesc. Noi trebuie să ne implicăm, nu să fim indiferenți. Încearcă și tu să resmingi violența.
Mă numesc Adina și sunt elevă în clasa 6-a. Susțin faptul că fiecare copil are dreptul să fie protejat împotriva violenței atât în familie cât și în școli. Violența ne afectează sănătatea fizică și mentală, ne compromite capacitatea de a învăța și a socializa și ne afectează ca adulți funcționali și părinți buni mai târziu în viață. Spun stop violenței de orice natură! Prietenia se bazează pe iubire, încredere și sprijin. Cea mai bună prietenire se formează așa. Mesajul meu antiviolență este că prietenii adevărați vor încerca întotdeauna să te ajute, niciodată să rănească pe cei de care le pasă. Mesajul meu antiviolență este că un prieten adevărat nu va apela niciodată la violență. Mesajul meu antiviolență este că un prieten adevărat te va susține în orice îți propui. Bună ziua! Noi suntem elevii în clasa 6A. Pe mine mă cheamă Zgorță Bianca Alexandra. Pe mine Răducanu Casandra. Și mesajul nostru este antiviolența. În opinia noastră, un prieten adevărat este cel care te susține și te ajută în orice situație și... Într-o prietenie adevărată nu trebuie să existe nici comparații, dar nici violență. Acesta este mesajul nostru, vă mulțumim! Eu consider că orice copil are dreptul la o prietenie adevărată. Prietenia pentru mine este locul unde mă simt în siguranță. Este locul unde uneori mă simt mai bine decât acasă și de unde n-aș mai vrea să plec niciodată. Prietenia este caldă, blândă și mai ales frumoasă. Prietenia este o binecuvântare, iar prietenii sunt adevărați îngeri. Prietenia înseamnă în special să te comporți frumos cu cei din jurul tău, să fii prietenos, să ajuți și să fii bun cu oamenii care te ajută pe tine, să fii bun cu oamenii nevoiași, să fii un prieten bun. Și, da, cam asta înseamnă prietenia, să fii prietenos cu cei din jurul tău, cu cei care te ajută în special. Dacă cineva are nevoie de un lucru, cum să zic, să-l dai. Și, cam asta înseamnă prietenia pentru mine. Să ne ajutăm între noi și să fim alături unul de celălalt. Un prieten bun mereu ți-e alături de tine. Un prieten bun ține minte, nu te fură, nu te minte și te sprijină ades fără niciun interes, dar și tu să fii la fel, nu te folosi de el. Bună, sunt Mincu Rebecca de la clasa 6B de la școala gimnazială Marin Preda din Pitești și astăzi voi spune câteva cuvinte despre non-violența și violența în școli. În primul rând, non-violența nu mai este așa de des întâlnită în școli și violența i-a luat locul, din păcate. Tipurile de violență sunt violența verbală, jigniri sau porecliri, etc. Violența emoțională, priviri, gesturi neadecvate, sau violența fizică, loviri, bătăi, etc. Ca să putem preveni violența de orice fel, trebuie să vorbim neapărat cu profesorii, cu părinții și nu trebuie să ascundem că suntem, că avem parte și suntem victimele unor persoane violente. Așa, persoanele adulte ne vor explica de ce nu este bine să fim violenți și că violența este arma celui slab. Așa că trebuie să ne gândim de două ori sau chiar de mai multe ori înainte să facem vreun lucru și să ne gândim dacă este vreo formă de violență. Salut! Mă numesc Adrian Oprea și sunt elev al școlii gimnaziale Marin Preda din Pitești, clasa 5AB. Astăzi vreau să vă vorbesc despre non-violență. Aceasta izvorăște din credința că agresivitatea asupra oamenilor, animalelor sau a mediului nu poate duce la nimic bun. În concluzie, stop violență, start prietenie și respect. Să arăți niciodată bine încercând să faci pe altcineva să arate prost.
Orice reformă impusă prin violență nu va îndrepta răul. Înțelepciunea nu are nevoie de violență. Salut, prieteni! Aș vrea să vă spun că violența nu este deloc bună și niciodată să nu folosiți violența împotriva unei persoane, pentru că se poate ajunge la lucruri foarte rele. Violența nu este bună, deoarece unii oameni se pot simți jigniți. Hei, vreau să vă spun că violența nu este bună și trebuie să fim niște oameni mult mai onești în viață. Violența nu e bună, fii bun, în schimb, pentru o viață mai bună. Dragoste universală, non-violență și pace. Resping ideea de violență pentru că binele obținut nu este de durată, în schimb, răul obținut este de durată. Mă opun violenței pentru că și atunci când pare să facă bine, binele e doar temporar, răul pe care îl produce e permanent. Violența este arma celor slabi. Într-o prietenie adevărată există încredere, susținere, compasiune și acceptare. Stop violența în școli, deoarece nu ajută pe nimeni și nu are urmări pozitive. La baza unei prietenii adevărate și necondiționate stă loialitatea, încrederea și onestitatea. Prietenia presupune o atitudine de bunăvoință reciprocă. Aceasta se bazează pe proverbul prietenul la nevoie se cunoaște. Stop violența în școli. Nu ajută la nimic, ci doar înrăutățește lucrurile. La baza oricărei prietenii adevărate stă loialitatea și sinceritatea. Prieteniile sunt importante evidențiând felul nostru de a fi. Prieteniile sincere ne scot la iveală tot ce este mai bun din noi. Într-o prietenie armonioasă, acceptarea unor anumite defecte este necesară. Stop violenței în școli. Este atât dăunătoare psihic cât și fizic. Pentru buna înțelegere într-o prietenie trebuie să ne ajutăm și să avem încredere unul în altul. Consider că prietenia este susținerea reciprocă în orice caz. Prietenia este unică și indispensabilă vieții, de aceea trebuie să o prețuim la maxim.